Avem o nouă zi de stat în casă, înțelegem că altele vor mai veni. Cum va fi după ce ieșim din situația asta, dacă se va schimba ceva? Astăzi îl avem invitat pe domnul Bogdan Suditu, specialist în geografie socială, conferențiar universitar, doctor în geografie la Departamentul de Geografie Umană și Economică a Facultății de Geografie de la Universitatea București. Bună ziua, domnul Suditu! Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație! Sunt curios. Ce s-a schimbat la populație acum, de când a venit criza asta? Vorbim de un grad de maturizare? Poate că e de vreme, nu avem date încă să evaluăm lucrul acesta, dar este evident, atât cât am văzut în informațiile publice, atât cât am văzut în reacțiile în media a populației care are acces, evident, lumea este mai atentă la viitor și este evident, oarecum, e mai atentă la unele erori pe care le-a făcut în trecut și care nu au pregătit-o pe populație pentru această situație. A fost o situație neașteptată, care evident, ca o lebădă neagră, dacă doriți, a schimbat foarte multe dintre practicile, dintre cutumele, dintre obișnuințele oamenilor de toate felurile. Și evident, lucrul ăsta ar trebui să ne pună pe gânduri și ar trebui să ne regândim maniera în care ne organizăm de la viața, de la lucrurile simple până la lucrurile cu adevărat foarte serioase. Vorbim de un nou pas în evoluția noastră ca societate? Îl vedeți așa? Ar putea fi. Ar putea fi și mă gândesc că au mai fost momente în care, momente de criză, în care societatea s-a schimbat. Cele pe care eu le-am trăit sau pe care le-am documentat mai mult, primele trăit, a doua categorie documentat, că nu eram născut la momentul acela, ar fi criza din 2008-2009, criza economică. O altă criză a fost momentul anilor 90 pentru România și țările din Est. Aceste două crize eu le-am trăit, deci am o experiență trăită pe care o simt și o pot detalia. Pe de altă parte, sunt alte două crize ale secolului pe care le cunoaștem că au schimbat foarte mult fața societății românești. Mă refer la momentul de final de al doilea război mondial, instaurarea regimului comunist și mai ales sfârșitul primului război mondial. Mie mi se pare că acesta este momentul în care societatea românească s-a schimbat cel mai mult. De la practicile individuale, de la ideea de o Românie care s-a schimbat până la o societate care a devenit mai prosperă în foarte multe componente, atât urbane cât și rurale, de la o clasă politică de dinainte de război, care avea anumite valențe și valori concentrate, dacă vreți, pe două axe, așa cum vroia regele Carol, da? Și știți foarte bine la ce mă refer, până la situația de după primul război mondial în care toate lucrurile au explodat într-o anumită căutare de modernitate, dar care a impus și foarte multe schimbări pe toate nivelurile de societate. Întorcându-mă la ce se întâmplă acum și care ar fi așteptarea mea după acest moment de cotitură, ar fi să tragem învățămintele cele bune și să nu le uităm. Pentru că de fiecare dată, dacă nu a existat o presiune a societății, asupra decidenților, asupra celor care creează politici publice, care creează legislație, care pun în practică toate lucrurile acestea, în așa fel încât lucrurile să se îmbunătățească pentru mai mulți, oamenii uită și evident rezultatele sunt nule. Un rezultat care nu a fost nul a fost momentul 1918-1920. A fost o presiune atât de mare atunci a societății, asupra decidenților, pentru a crea schimbare, încât societatea românească de la 1925-1930 nu mai semăna absolut deloc cu cea de la 1918. Mă refer la un domeniu în care eu mă simt confortabil, mă refer la locuire. Lucrurile s-au schimbat, iar politicile publice au avansat foarte mult, foarte mult sub presiunea societății civile, dacă doriți, sub presiunea fricii de societate să nu reacționeze greșit. Și s-au făcut foarte multe legi bune, banii s-au orientat către dezvoltare, ceea ce a fost un lucru foarte, foarte important. Evident, nu toate au mers foarte bine. M-aș duce la un alt moment de criză,
2008, în care într-o primă etapă am fost cu toții foarte îngrijorați. Într-o primă etapă ne-am gândit că poate ne-am achiziționat apartamente, ne-am lansat în a achiziționa apartamente la niște prețuri care nu erau absolut departe de orice fel de valoare a apartamentelor respective, în contextul în care nu aveam niciun fel de politică publică în materie de locuire, ci doar mici programele care nu făceau absolut nimic. Dar, din păcate, am uitat foarte repede, au fost câteva momente și câteva programe care au mișcat un pic economia atunci, și mă refer la programul Prima Casă, dar după care ne-am lăsat într-un dolce caliente, care, din păcate, a creat și va crea probleme. Criza de acum, aș mai fac o referire la momentul crizei din 2008, după momentul crizei din 2008 s-au scris cărți despre cum ar trebui să fie viața după criză, cum ar trebui să ne regândim economia. Mircea Malița, Călin Georgescu, deci sunt doar două dintre numele care îmi vin acum în minte, care au explicat această ciclicitate. Da? Economie, creștere, descreștere, lebădă neagră, ruptură, criză socială. Deci oarecum tot timpul ar trebui să ne așteptăm la lucrurile respective. Nu știm când vin și de unde vin. Partea proastă e, și mă întorc la momentul 2008, nu am învățat aproape nimic. Nu am învățat aproape nimic. Deci nu am schimbat nimic din ceea ce ar fi fost fundamental. Am lăsat în continuare ca societatea să fie într-un fel de... să se descurce fiecare, deci ca un soi de politică publică, fiecare să se descurce, să nu stabilim prea multe reguli care să îngrădească sectorul speculativ, nu vorbesc despre dezvoltare, vorbesc despre sectorul speculativ, să nu creăm prea multe reguli de planificare urbană ca nu cumva să deranjăm potențialii plătitori de TVA. Am greșit foarte mult. Momentul acela de criză l-am ratat, în momentul acela puteam să fim o altă națiune astăzi, care să fi integrat, să fi valorificat toate oportunitățile de finanțare europeană, care să fi discernut foarte clar ce a fost rău și ce e bine, care sunt țintele și care sunt obiectivele în materie de economie, în materie de locuire, în materie de calitatea vieții, de sănătate publică pentru populația noastră. Nu am făcut lucrul ăsta. Dacă și după această criză, în următoarele luni, nu ne așezăm la masă tihnit, niște oameni responsabili și cu responsabilități, oameni care pot să facă lucruri și care, după un dialog intens, să asume că sunt 10 lucruri de făcut, că sunt 9 lucruri pe care le-am făcut greșit în urmă și că acest lucru nu trebuie să se mai repete, înseamnă că n-am învățat absolut nimic. Eu sunt destul de sceptic că dacă acest fenomen de analiză, de audit de națiune, dacă doriți, de audit de guvernare și de guvernări. Nu mă refer la guvernul actual, mă refer la tot ceea ce a existat în urmă. Guvernul actual e de câteva luni, nici în contextul actual nici nu putea să facă foarte multe lucruri. Dar vorbesc despre guvernare în general. Dacă nu ne așezăm și să tragem linie și să ne asumăm greșelile și să ne facem un proiect de țară, înseamnă că n-am înțeles nimic nici din criza asta. Dar dumneavoastră cum simțiți? Că am învățat ceva? Pentru că ne uităm pe de o parte la opoziție, avem, da, gen, nu știu, Victor Ponta, Ciolacu și așa mai departe, și avem și pe ceilalți. Și practic acum în Parlament se vine cu o lege care este paralelă cu cea adoptată deja de guvern, care de fapt este cumva mai laxă, mai populistă. Întrebarea este, oare vom învăța ceva? Două perspective. Totdeauna crizele, dacă n-au fost gestionate și cu seriozitate și dacă n-au încercat să fie exploatate spre profesionalizare, nu pentru câștigare de capital electoral, au dus la populism. De fiecare dată. Deci, ce partide să vă spun? 1918-1920, multe dintre partidele care au apărut atunci n-aveau idei, habar n-aveau, erau pur și simplu niște oameni care aveau cum să spun, dorința de a parveni, da? Și vânturau idei care plăceau poporului. Dacă nu stopăm și nu venim cu idei foarte concrete, cu politici care să reprezinte ideologiile partidelor, așa cum sunt ele definite, înseamnă că n-am avansat deloc. Ce se întâmplă astăzi, și am mai spus-o de nenumărate ori,
Din păcate, noi vorbim despre stânga și dreapta, despre, da, și știm foarte bine ce înseamnă în termen de ideologie și de ideologie practică lucrurile astea, dar de fapt partidele cele mai de stânga în România au luat măsuri de dreapta. Să mă refer la faptul că PSD, FSN, PDSR, cum s-a mai numit el, a privatizat stocul de locuințe, a privatizat industria într-un mod absolut aleatoriu și la grămadă, fără niciun fel de rațiune și logică. Ce păstrăm? Care este rațiunea economică pentru care un anumit segment de zonă de locuire poate să treacă din proprietate publică în proprietate privată? Care sunt industriile strategice pe care le păstrăm? Ce vindem? Doar activitatea cu un euro, cu un dolar, cum era atunci, sau și terenul de dedesubt pe care îl speculăm astăzi. Sunt o mulțime de lucruri de spus. Asta a fost stânga. Deci dacă stânga îmi vine astăzi, din nou, cu legi care să n-aibă o anumită logică, nu fac decât populism, da? Și nu fac decât să contribuie la ceea ce spuneam. Nu la profesionalizare, nu la un proiect de țară, nu, ci din contră la o propagandă ieftină, pe care, în contextul sistemului de vot de astăzi, s-ar putea să le aducă foarte mult câștig. Dar nouă, ca națiune, o să ne aducă peste 10-15 ani în același punct și o să ne întrebăm, oare de ce? Păi iată de ce. Și ce ne lipsește, nu? Mi se pare că ne lipsește ambiția. Mi se pare că ne lipsește ambiția ca indivizi, ca grupe profesionale, ca națiune, să plecăm din punctul A, o să spun cum au spus-o mulți alții, să o lăsăm pe Miorița în pace și să facem un pas înainte. Societatea de astăzi, tinerii de astăzi, copiii noștri au nevoie de altceva. Iar peste 10 ani, așa cum tinerii deja au început să ne întrebe, tinerii care astăzi au 20 de ani, studenții mei, ne întreabă cum de-am ajuns aici, ridicăm din umeri pentru că nu știm să le spunem. Pentru că fiecare dintre noi la un moment dat, dacă am încercat să facem ceva, poate că am fost blocați. Dacă n-am încercat să facem ceva, putem să fim acuzați că am fost lași. Pe scurt, nu a existat acel fir conductor, acea ambiție de națiune care să spună, oameni buni, avem șansa acum să mișcăm lucrurile. Haideți să tragem linie, ce avem voie să facem, ce n-avem voie să facem, nu pentru noi, ci pentru generația următoare, să nu ne fie rușine în fața lor și mai ales să simțim că n-am trăit o generație degeaba, pur și simplu. E prea puțin ce s-a întâmplat. S-au schimbat foarte multe de la Revoluție până aici. Am trăit intens toată această perioadă. Aveam 16 ani atunci, deci aveam ochii mari și înțelegeam ce se întâmplă. Dar e prea puțin, e foarte puțin. Am fi putut fi mult mai departe. Și de foarte multe ori n-am fost mai departe pentru că n-a fost o linie conductoare, n-a existat această ambiție să ducem nația și țara către un alt punct mai bun. Discutați cu studenții dumneavoastră, faceți cursurile, presupun și online în perioada asta. Ei cum percep situația asta cu statul în casă? Cum văd? Faptul că există internet de calitate e un lucru foarte bun. Deci surse de informare există. Reușesc și până la urmă, asta a fost exercițiu extraordinar la aceste perioade de crize, că ne-a obligat pe toți să ne informatizăm, ca să folosesc. Deci de la administrație până la universitate să ne informatizăm și să folosim și să ieșim din structurile clasice de comunicare, de predare. Deci, faptul că există internet de calitate, într-un fel a fost șansa și pentru ei, pentru că mulți dintre ei sunt izolați acasă, unii dintre ei în apartamente urbane, mulți dintre ei în locuințe din mediul rural. În egală măsură, evident, această izolare câteodată dă timp și la mai multă reflecție critică. Și evident, în această reflecție critică mai apar întrebări, așa cum spuneam puțin mai devreme. Dar la noi de ce lucrul ăsta nu se poate face? Dar la noi de ce nu se poate face? Și câteodată ai răspunsuri. Câteodată răspunsurile sunt simple. Da, au existat inițiative politice, dar care au fost stopate sau anulate în secunda următoare din ambiție, nu pentru că erau rele. Predau politici de locuire, predau planificare urbană și încerc să le explic studenților câteodată care sunt
elementele juridice, deci legale, care au creat niște construcții spațiale incredibile. Gen casa din mijlocul câmpului, care evident e legală, da? Nu intru în detalii în momentul ăsta. Și toată lumea se miră, păi totuși, cum s-a ajuns acolo? Și explic cu ordonanța, cu ordonanța de urgență 100, cu ultimele zile ale guvernului tehnocrat, cu primele zile ale noului parlament, legal ales, da? Și a venit noua majoritate care ce-a făcut în primele sesiuni de parlament. Fără niciun fel de dezbatere critică, rațională, a anulat toate actele normative propuse de guvernul anterior. Altfel spus, da? Deci hai să ne întoarcem cu un an, hai să ne întoarcem cu mulți ani în urmă. Unul dintre actele normative anulate erau o ordonanță care îndrepta foarte multe lucruri în materie de planificare urbană și teritorială. Erau niște măsuri așteptate de 10-15 ani, care în ianuarie-februarie 2017 au fost anulate exact așa, la 17, au fost anulate prin ridicare de deget în jos, scuzați-mă, dacă așa era semnalul, dat de președintele Camerei Deputaților din partidul majoritar, care astăzi nu mai e în peisaj politic. Da, da. Da? Dar iată, rezultatele sunt și urmele au rămas. Cum poți să le explici? Cum poți să le explici? Și vin acum niște figuri inocente, numele pe care le-ați menționat dumneavoastră, și să-mi spună că intențiile lor sunt evident de a susține dezvoltarea, de a susține democrația în România. Nu, oameni buni, nu. Și acele erau lucruri care însemnau tot democrație, însemnau și calitatea vieții, pentru că între timp au mai trecut câțiva ani și o mulțime de oameni și-au mai îngropat niște investiții, niște bani mulți în niște case pe un drum de țară care nu o să fie niciodată asfaltat, nu o să aibă niciodată apă și canal, pentru că localitatea respectivă nu are buget pentru așa ceva. Și voi ați permis. E doar un exemplu. Iertați-mi pasiunea. A fost foarte interesant. Să revenim puțin la subiect. Credeți că vom deveni mai disciplinați? Că acum practic stăm în casă, cumva urmăm o oarecare disciplină impusă de către stat. Atâta timp cât disciplina nu e în noi, nu e în sângele nostru, acum doar suntem așa, ca un burete care sub presiunea ordonanțelor militare a miliției, scuzați-mă, a poliției din stradă, miliției, cea care bate, a miliției din stradă, altor forțe de ordine necesare, deci este o disciplină constrânsă. Reziliența, la fel ca și în spațiu urban și în societate, va face ca după ce această presiune să dispară, ori ne întoarcem la ce eram înainte, ori, dacă vom fi raționali și cineva ne explică că sunt avantaje în a fi disciplinat și a respecta regulile, și evident, o să spun proverbul german, nu există popor mai puțin sau mai puțin, mai mult sau mai puțin civilizat, ci există popor mai mult sau mai puțin amendat. Punct. Numai că ei au început chestia asta la 1500, noi suntem la 2020. Deci ar trebui ulterior, cu consecvență și cu explicații foarte clare și mai ales cu asumare de toate părțile a responsabilității acesteia, putem să fim mai ordonați. Mă gândesc la cetățeanul simplu. Cetățeanul simplu care spune de acord, eu voi respecta pentru că sunt obligat, după care constată că da, domnule, până la urmă n-a fost rău, ați văzut indicatorii de criminalitate prezentați de poliție, au arătat o scădere intensă a criminalității în ultima lună, dar și o creștere a violenței domestice în aceeași perioadă, am închis paranteza, dar în egală măsură să simți că lucrul ăsta se întâmplă pentru toată lumea. În momentul în care nu pedepsești cu seriozitate o autoritate publică care în momentul de criză cheltuiește bani inutili, da? Deci în bătaie de joc pe niște lucruri absolut puțin necesare, publicitate, da? Băncuțe a treia generație, panseluțe în parcuri în care nu e nimeni, da? Deci în momentul în care nu duci disciplina și către latura cealaltă, oamenii vor înțelege, păi stați, oameni buni, unii sunt mai egali decât alții? Nu. Haide să fim serioși cu toți. Aș aprecia și e o chestiune de responsabilitate. În momentul în care ai călcat pe bec,
când ești o persoană publică, te retragi, dispari, nu faci paradă în moment, dar din păcate, da, sunt foarte multe situații în care acești oameni sunt apreciați. Da? Disciplina înseamnă respect față de celălalt, respect față de lege, dar în principal respect față de celălalt și față de acel cod de conduită care se demonstrează că este util societății și care duce societatea către progres. Altfel... Sunt curios. Vedeți o schimbare de punct de vedere al consumerismului? Pentru că erau mulți care, din criza trecută, n-au învățat mare lucru, au început în continuare să cheltuiască toți banii. Nu aveau nevoie de un anumit produs, se duceau și luau, doar de dracu de a lua. Credeți că acum vor deveni mai cumpătați să pună bani deoparte? Da, criza cealaltă a fost au trecut 10 ani, mai puțin de fapt de la ea. Sunt subiectiv, dar o spun. Sunt absolut convins că cei de generația mea și mult mai mari ca mine, care au trăit în comunism, teama aceea că dispare produsul de pe raft și că trebuie luat acum, chiar dacă nu-ți trebuie, vezi cu hârtia igienică a fost o adevărată nebunie, uleiul și făina și zahărul, o adevărată nebunie, da? Cu siguranță undeva noi, cei care în anii 90 făceam cozi imense ca să cumpărăm cu rația zahăr, ulei, făină, cu siguranță pentru noi a fost o readucere a minte și o reacție, dacă vreți, firească. Pentru cei mai tineri, cred că n-a existat această chestiune. Cu siguranță au zâmbit de cei de generația mea și cei mai mari. Da? Trebuie doar să li se explice că e un avantaj pentru ei, cei tineri, că nu trebuiau și că nu trebuie să se trezească la ora 5, să steau la o coadă până la ora 7, cu gândul că poate astăzi vine făina și zahărul. Deci nu. Trebuie doar să le explicăm ca să înțeleagă contextul. Apropo de consumeri și de schimbare, un lucru mie mi s-a părut foarte bun și pe care, din nou, ar trebui, dacă avem minte, să-l continuăm și să-l dezvoltăm. Faptul că munca în horticultură, deci legumicultură, a avut valoare. În sfârșit, deci, grație rețelelor de socializare, grație internetului, mecanismelor diverse de comunicare, organizații non-guvernamentale care au pus în legătură consumatorii cu producătorii, mie mi s-a părut că au făcut ca munca aceea nevăzută, neștiută și ani de zile nevalorizată, a oamenilor din agricultură, și mă refer exact la cei care lucrează în solarii și legume, mi s-a părut că a fost pusă în valoare. Ăsta a fost un lucru bun pe care ar trebui să continuăm. Îmi aduc aminte o discuție acum 2-3 ani împreună cu un tânăr coleg, Mihai Tentiș. Încercam să facem un sistem prin care să conectăm cu marile lanțuri de magazine, nu dau nume, producători agricoli. În așa fel încât atunci când se vorbea, domnule, să existe produse românești proaspete în mari lanțuri de magazine, oamenii respectivi, printr-un mecanism, printr-un program pe care Mihai îl pregăti, se dădeau un mesaj: am 15 kg de ridichi la adresa cutare, sunt proaspete, deci, și magazinul îi răspundea: vin și le iau, și urma sistemul de transport, rețelele care colectau. Evident, la momentul acela am mers la câteva lanțuri de magazine în așa fel încât să le explicăm utilitatea mecanismului și cum, uitați, dumneavoastră care sunteți mari suprafețe comerciale, puteți să valorificați și să aveți produsul românesc așa cum legea zice, bla bla bla. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu s-a întâmplat absolut nimic. În momentul ăsta mie mi se pare că ar trebui să creăm și să conservăm aceste hărți ale producătorilor, aceste rețele ale producătorilor individuali, și din nou, mi se pare că pentru prima dată ideea de agricultură, de fermier, de legumicultor român a avut o conotație pozitivă. Mi-au plăcut inclusiv reclamele cu țăran, cu țara, nu mai era ca înainte. Deci când spuneai țăran, wow, era foarte interesant. Sociologic e de cercetat.
În egală măsură, ce am constatat apropo de consumerism și de practici comerciale, dacă doriți, cred că criza asta noi am văzut-o doar în zona urbană. Am avut informații, am avut nenumărate reportaje. Ce n-am avut și ce nu știm este ce se întâmplă dincolo de barierele impuse de ordonanțe și de lipsa de circulație a unor categorii de persoane. Sunt nenumărate zone rurale, foarte multe, tot mai multe, în care există persoane vârstnice dominante, în care există persoane cu resurse foarte reduse. Există o mulțime de oameni și de familii care aproape că nu au ce să mănânce acolo local. Și ce ar trebui să mai întâmple și aștept să se mai întâmple după această criză? Aș vrea să regândim geografia economică a României. Despre asta vreau harta, să vă întreb acum. Da, da. Harta economică a României în așa fel încât să cunoaștem noile resurse, noile activități și mai ales să cunoaștem acele zone rurale, mă repet, în majoritate, dar sunt și zone cu mici orășele, în care nu există nimic. Nu există nicio alternativă de loc de muncă. Oamenii n-au nicio vină. Și atunci, oamenii au două alternative. Ori rămân săraci pe loc, da? Și sărăcia o transmit copiilor lor și copiilor, la un moment dat, pentru că în zonă sărace nici profesorii și învățătorii nu se duc, da? Sau nu sunt chemați pentru că nu au numărul suficient de ore și de școlărei. Da? Deci, și sărăcia se perpetuează și, de fapt, în foarte multe cazuri sunt zonele care produc demografic viitorul acestei patrii. Și dacă nu avem grijă de el, este foarte grav. Din nou, e un moment de schimbare, e un moment în care, dacă nu intervenim, peste 20 de ani o să fie și mai greu. Am văzut că mulți oameni, mulți români au venit în țară imediat după declanșarea crizei, și din Italia au venit, și din Germania câțiva, destul de mulți, nu câțiva. Așa. Până acum discutam de criza forței de muncă din România. Acum mai putem vorbi despre asta după ce se va termina această perioadă, în sensul că practic vom avea mai mulți oameni în țară. Veniți ăștia, ei ar putea în teorie să lucreze, dar credeți că după terminarea crizei vor pleca înapoi? Eu cred că se vor întoarce. Deci în momentul acesta oamenii au venit, cu siguranță mulți dintre ei vor încerca pe perioada aceasta să-și găsească ceva de lucru, mulți dintre ei sunt originari din zone rurale sau slab dezvoltate în care nu există alternative, nu există oportunități de loc de muncă. Cărțile pe care colegii mei de la Iași, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, George Țurcănașul și Muntele și Groza le-au făcut, arată foarte clar că zona de migrații dominante se suprapune, dacă vreți, o zonă în care nu există alternative, locuri de muncă. Deci oamenii aceștia vor răbda un pic și vor pleca. Deci nu cred că vom câștiga forță de muncă. Oricât ne-am pregătit, timpul este foarte scurt să creezi alternative de locuri de muncă în zona respectivă. Chiar dacă oamenii lucrau în agricultură în Spania, Italia, Germania, în agricultură, în România, în momentul ăsta, sunt foarte puține oportunități de a lucra. În afară de livada proprie, de grădina proprie, în rest câmpul larg, nu mai este al producătorilor individuali. E o altă logică economică. Ruralul cu agricolul nu se mai pot confunda. Și atunci oamenii aceștia vor pleca. Vor pleca pentru că noi nu ne-am pregătit să-i primim înapoi. Există, nu sunt eu cel mai priceput la economie națională, dar în general există două mecanisme prin care, dacă vreți, dezvolți activități și locuri de muncă într-un teritoriu. Deci, acolo unde natural sunt investiții în zona orașelor, vine populația. Dar dacă ești un stat care totuși înțelege că dacă atragi populație tot mai multă în zonele metropolitane, în jurul marilor orașe, începe să-ți apară un decalaj pentru că ai și obligații foarte multe și cheltuieli. Trebuie să creezi locuințe, trebuie să creezi drumuri, trebuie să creezi infrastructură, trebuie.
Și atunci sunt foarte multe state, și din nou Germania este exemplar, Austria urmează după ea, nu mai vorbesc despre Elveția, chiar și Franța, care au înțeles că atunci e mai bine să găsească mecanisme prin care investițiile publice sau să orienteze investitorii privați să se ducă spre mediul rural, acolo unde există un decalaj, da, deci un deficit de locuri de muncă. Din păcate, noi nu am făcut lucrul ăsta. Vreau să vă spun o poveste despre un om care a vrut să muncească. Îl cheamă Bebe. Îl cheamă Bebe, este dintr-un sat de lângă Câmpul Lung, Mușcel, un sat foarte sărac. Omul foarte dornic să muncească. Până în 90 lucra la fermele pomicole din jur. Da? Deci cum necum avea, era ca un soi de CAP, dacă vreți, nu avea foarte mulți bani, dar reușea să-și întrețină familia. După 90, fermele respective au fost lăsate în abandon, au dispărut. El n-a mai avut de lucru. A trebuit să vină către București, da? Să facă mici munci prost plătite, de la cărăușie prin zona gării, până la vândut de mături primăvara, da? În niște cartiere în care, evident, nu mai mătură nimeni, mai ales acum vine primăria și dă cu super substanță. Da? Bebe nu mai avea ce să facă în zona lui, dar acolo era casa lui. Ca să vină să se mute cu toată familia la București, n-avea niciun fel de infrastructură socială care să-l ajute, să-l încurajeze. Copiii lui n-au făcut școală. Iar Bebe în momentul ăsta, pentru că e blocat acolo, evident nu mai poate să-și vândă nici măturile așa cum făcea primăvara, nu mai poate să facă nici acele mici munci pe care, de lunea până vinerea, îi aduceau un venit pe care îl ducea acasă și reușea să-și întrețină familia. Sunt o mulțime de pungi de sărăcie care acum, prin acest moment de criză și de blocaj, au fost conturate și mai clar. Și evident, da, ca să ne revenim, ar trebui să recunoaștem că avem această problemă. Ar trebui să recunoaștem că n-am făcut nimic pentru acele zone. Ar trebui să înțelegem de ce după 30 de ani păstrăm nenumărate zone agricole, mai ales în zonă colinară, da, dar și contact către câmpie, zone viticole, zone, da, le păstrăm în abandon, când de fapt noi am avut ani de zile oportunități să creăm ferme pomicole, să creăm noi propriile noastre conserve de prune și cireșe și caise și altele și n-am făcut nimic în acest sens. Mulțumesc pentru invitație și sper să vedem împreună harta economică a României și mai ales să recunoaștem că avem anumite zone în care trebuie să intervenim. Statul trebuie să redevină stat.